Credincioșii din localitatea argeșană Măcăi, comuna Cuca, au trăit astăzi momente istorice. După aproximativ 12 ani în care biserica satului a trecut printr-un amplu proces de restaurare, lăcașul de cult a fost astăzi resfințit de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. După slujba de sfințire, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie, iar în cuvântul rostit cu această ocazie a apreciat eforturile depuse de preoții și credincioșii acestei parohii. Uitați-vă și credincioși formidabili, că aici, la Cuca Măcăi, credincioșii, înaintașii dumneavoastră, ce oameni credincioși, ce oameni serioși, să faci biserica în vremea aceea și strămoșii ăștia extraordinari și urmașii care sunteți dumneavoastră contemporanii, asta ați venit să reînnoiți. Deci sunteți în Duhul înaintaș. Asta e forța noastră. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost construită în perioada 1916-1917 pe temelia unei biserici din anul 1907. Bucurăm să fim împreună astăzi la resfințirea bisericii din satul dumneavoastră, ocazie cu care ați putut vedea felul în care înțelege biserica să primească în numele lui Dumnezeu jertfa, munca pe care dumneavoastră ați desfășurat-o în frunte cu preotul paroh și care, sigur, devine motiv de bucurie pământească, dar în același timp și bucurie cerească, știut fiind că la o sfințire de biserică coboară Duhul Sfânt care sfințește tot ceea ce s-a închinat lui Dumnezeu. Pentru pregătirea acestui Sfântul locaș, ca să primească haina cea nouă a sfințirii, domniile voastre, dragi enoriași, precum și alți ostenitori, sponsori și binefăcători ați jertfit, numai din prisosul dumneavoastră, ci chiar din puținul pe care îl aveți. Această jertfă vădește în chip strălucit că aveți dragoste pentru zidirea de locașuri sfințite și pentru împodobirea casei lui Dumnezeu cu cele mai alese odoare. Cu prilejul sfințirii bisericii, ierarhul a oferit părintelui paroh distinția eparhială Crucea Basarabă. De asemenea, toți binefăcătorii au primit diplome de vrednicie.